Hei storoși și bine v-am găsit episod! Astăzi vreau să vă prezint încă o istorie foarte, foarte interesantă. Este vorba de istoria Lumberjack-ului și Logului. Dacă mai vreți istoria, uitați să puneți un like, să vă abonați și să despre acest clip dacă încă n-ați făcut-o și eu vă las cu istoria. Odată, într-un mic sat din Clash of Clans, builderului și unei simple femei li s-a născut un fiu, pe care au hotărât să-l cheme Maicam. Încă de la naștere, acest copil avea barbă. Băiatul roșcat nu a crescut ca ceilalți copii, el a crescut mai rapid decât ei. Și uite că într-un final el a crescut și era un soldat bărbos foarte puternic. Nimeni în sat nu-l putea învinge și nimeni nu știa de ce el e așa puternic. Dar secretul era în poțiunea de furie. Odată, el a hotărât să iasă din casă ca să se lua de puterile lui prietenul săi. În fața casei stătea un copac care nu demult, după încă un experiment al vrăjitorului, a devenit magic. Acest copac a început să aibă puteri magice. Acum i-a putea vorbi, auzi și vedea. Și acest copac a văzut că înainte să iasă din casă, Maica a băut din poțiune. Ea și-a spus secretul prietenului de ce roșcatul e așa puternic. După asta, Mike s-a enervat și a tăiat copacul. Și în cele din urmă, el a hotărât să se numească Tăietorul de Lemne. Seara, în aceeași zi, Tăietorul de Lemne a băut din poțiune. După ce a băut-o pe toată, a aruncat sticla pe fereastră. Picături din poțiune au căzut pe copacul tăiat. Din cauza acestei poțiuni, copacul a devenit o buturugă rea, care a dorit să se răzbune. Nemai gândindu-se foarte mult, buturuga i-a stricat casa. Când Tăietorul de Lemne a ieșit de sub rămășițe, el foarte tare a strigat că se va răzbuna. Luând o sticlă de poțiune și toporul, a început să fugă după buturugă. De atunci, Tăietorul de Lemne și buturuga nu se înțeleg.